invenție aici a lui Buzbuchi, la centrarea lui Căpățân, o minge înșelătoare pe care a trimis-o fostul jucător de la Voluntari. Ce minge aici pentru Coșgaru, protejează, trage și este o intervenție a lui Lazar. Ocazie foarte mare de gol pentru Farul. Pasa foarte bună, Căpățână, indecis aici, totuși se lipește de Cojocaru și nu-i oferă prea multă lejeritate la finalizare. Foarte bună pasa lui Gustavo. Salim fața careului, Gustavo trimite mai departe pentru Luca Banu, greșeala lui Bancu, Banu trage la colțul scurt, intervenția lui Lazar, l-a dat la o parte Banu pe capitanul Universității, o bilă neagră pentru Nicușor Bancu la această fază. Mateiu, Bayram, că nu s-a văzut foarte mult, Bayram, o centrare a lui Bancu pe Baradon, întoarce bine, ești fan, faza nu este rezolvată, Colici, preluare, șut în blocaj, ricoșeu, Bayram, se încheie faza, scapă Farul. Iată-l pe Bancu aici, centrarea totuși nu e grozavă, l-a scos mult din cadrul porții pe Ișfan, era bun șutul lui Elvir Colici. Rogulici frumos, scapă acolo de Nicolas Popescu, șutul lui Rogulici, respinge Buzbuchi, Bayram. Șutul lui Rogulici de la distanță, un foarte bun executant de faze fixe. Atenție la acest contraatac cu Gustavo Cojocaru, dribling super, Cojocaru, Lazar! Extraordinară intervenția lui David Lazar, dar ce atingere a izbutit acolo Cojocaru. Mateiu, Bayram, a venit Cercel pentru a-l întâmpina pe Bayram, Bancu, ce minge bun aici pentru Rogulici, Rogulici, apără Buzbuchi. Un pic nemulțumit Ișfan, care aștepta o pasă, era liber în acea zonă a careului. Ce serviciu din partea lui Bancu. Slabă preluarea lui Rogulici. Bayram, Bancu pleacă din nou foarte bine, Bayram nu-i mai pasează, Colici deviază, 1-0. 1-0 Craiova în al doilea minut de prelungire. Colici atent la un șut deloc grozav al lui Bayram, întinde piciorul și deschide scorul. 1-0 Universitatea Craiova. Screciu, șutul lui Screciu, scoate Buzbuchi, minge grea. Degajează apoi Dănuleasă, minge ținută în joc de Rogulici, Căpățână, reușește să intre în posesie centrală lui Căpățână. Bayram, gol! 2-0, frumos plutește Bayram. Revedem intervenția lui Buzbuchi, foarte bună. Dănuleasă aici însă o degajare modestă. Ardeau cât spațiu, cât timp îi oferă adversarii lui Screciu, pentru că a făcut mai multe atingeri până când și-a potrivit mingea. Englezește acolo, pune brațele Bayram, iată. Îl bagă sub el pe Cercel. Da, de aici meciul va fi din ce în ce mai greu pentru Farul, pentru că eliberată de presiunea rezultatului, Craiova va juca mult mai bine. Iată-l, un șut aici, gol! Curtici! Ho-ho, ce gol! Marchează Curtici cu stângul. Șut din prima, atinge mingea Buzbuchi, dar balonul ajunge în plasă. Mitrița accelerează, să vedem dacă vede în partea cealaltă. Pasa e bună, poziția lui Danciu, regulamentară. Danciu, șutul lui Danciu, 4-0. Minutul 82, acțiune de contraatac, Șnur. Iată ce combinație, foarte bine și cam offside. Offside. Dacă da. Uităm la cum este tuns gazonul. A apărut poziție regulamentară, dar pe reluare acum pare un pic în față Danciu. Da, offside. Rămâne 3-0. Pleacă Rogulici, foarte bine, a trebuit să vină pasa. Rogulici, întâmpinat de Bârzu, centrarea îl găsește pe Atanas. Trică, 4-0. N-a mai coborât nimeni cu Atanas, trică. Rogulici se uită, vede bine, pasă cu dreptul printre picioarele adversarului. Spectacol făcut de Universitatea Craiova în repriza a doua.